găsit la PsiConfig, eu sunt Dragoș și în acest tutorial o să învățăm cum să ne protejăm stick-ul USB și calculatorul împotriva virusilor și aplicațiilor malware. O să vă prezint un soft produs de cei de la Bitdefender, numit Bitdefender USB Immunizer. Îl am aici pe desktop, este o arhivă zip. Acest soft ne va ajuta să ne imunizăm stick-ul USB împotriva virusilor. Vreau să vă spun că începând cu acest tutorial, nu o să mai prezentăm descărcarea softurilor de pe Google, ci o să aveți în textul de deasupra tutorialului linkul spre pagina de download. La fel o să procedăm și cu acest program, nu o să mai prezentăm descărcarea lui, ci o să-l aveți în textul de deasupra tutorialului. Acum, după ce am descărcat arhiva zip, o să dăm click dreapta și o să extragem. A rezultat acest folder. Trebuie să conectăm stick-ul USB la calculator. Eu l-am conectat deja. Ne uităm ce literă are stick-ul. În cazul meu este litera G. Acum intrăm în acest folder și observăm că avem acest soft Bitdefender USB Immunizer.exe. Dăm dublu click. Este un soft portabil. Nu necesită instalare. După cum vedeți, a și detectat litera stick-ului. Dacă nu apare aici litera corespunzătoare stick-ului vostru, dați click pe această săgeată și căutați litera în această listă. Acum, pentru a proteja stick-ul de virus, dăm click aici pe Imunize și ne spune că unitatea media a fost imunizată cu succes. Dăm OK. Și mai jos ne întreabă dacă dorim să ne imunizăm și calculatorul. Ne spune aici că suntem expuși vulnerabilităților care apar odată cu funcția Autorun și ne recomandă să oprim această funcție. Pentru a opri funcția Autorun, dăm click pe butonul OFF și ne spune aici că calculatorul nostru este imunizat cu succes, funcția Autorun a fost dezactivată, dăm OK și asta a fost. Acum stick-ul nostru este protejat, nu se va mai virusa. Închidem softul, ne apare această mică fereastră în care suntem puși să ne introducem adresa de mail. Nu este necesar, doar dacă dorim să primim informații noi de la cei de la Bitdefender. Dăm OK și softul s-a închis. Cam atât cu acest tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!